Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat după ce Rusia a capturat duminică 3 nave ucrainene. Suntem profund îngrijorați de evoluțiile din Marea Azov și strâmtoarea Kerch. Agresiunea și încălcarea legislației internaționale subminează securitatea întregii regiuni. România susține pe deplin integritatea și suveranitatea teritorială a Ucrainei și dreptul de a-și folosi apele internaționale, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe într-un mesaj postat luni pe Twitter. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc că au încălcat legile maritime internaționale după ce autoritățile ruse au încercat să oprească două nave de luptă și un remolcher din Ucraina să navigheze în jurul Crimeei, în drumul spre un port ucrainean, relatează Reuters și BBC. Marina ucraineană a emis un comunicat prin care transmite că Rusia a acționat agresiv împotriva a trei nave care se deplasau spre Mariupol. Rusia a acuzat Ucraina de acțiuni provocatoare și a afirmat că navele erau în apele teritoriale rusești. Cele trei nave ucrainene sequestrate sunt acum în portul Kerch din peninsula Crimeea. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a cerut o întrunire a cabinetului de război și a anunțat că va propune ca Parlamentul să declare legea marțială în țară. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență pe fondul incidentului din Marea Neagră, a anunțat ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, pe Twitter.